dimineața, părinte. Bună dimineața, Victor. Bună dimineața. E frig și aici, ca afară. E frig afară, dar e căldură mare. Suntem la sud. Trebuie să spunem că suntem în Paraclisul. Suntem în Paraclisul. În Paraclisul Bisericii Sfântului Nicolae. De obicei nu se intră aici. De aceea am ținut să filmăm. Nici eu, personal, n-am intrat în foarte mulți ani. Cred că e prima dată când intru așa cu lumină și văd ceea ce se petrece. De altfel, cred că emisiunea asta e și un apel către autorități de a sprijini până la urmă financiar restaurarea Bisericii Sfântul Nicolae. Un monument extraordinar. Mai mult decât atât, vom discuta în nava centrală la vreme potrivită și la căldură lucrurile de istorie, dar vreau să începem cu Paraclisul. Acesta este Paraclisul Înălțării Domnului. Nu este primul, este al doilea. E critorit la 1752 de Hagi Pricup cu soția sa Anastasia, cei care aveau să și reconstituie, dacă ții minte, icoana aceea de la 1554. Da. Hagi Radu cu soția sa Parascheva, ctitorii din oraș, apostol Manu căsătorit cu Smaranda, fiica Agăi Constantin, vezi ce istorie poate să fie aici. Apoi bălăcenii prin testament lasă să se construiască un paraclis. Abia în 1849, prin intervenția lui Grigore Ghica la magistrat, se finalizează pictura aceasta de secolul XVIII, din care colegii noștri sunt convinși că au prins câte ceva. Este în pictura de Ioan Iancu, Constantin și Irimie, 1752 se termină, dar gândește-te, pentru fiecare metru pătrat se aștepta cam 30-40 de ani de aprobări. O să mai mergem într-o biserică din orașul Brașov care, pentru a putea să se finalizeze ceva, a avut nevoie de aproape 40-50 de ani de aprobări. Deci cine vede atât de cordială colaborarea cu autoritățile austro-ungare și ce cultură și ce, sau austriece sau maghiare, nu era o luptă pentru... Era o luptă și era o luptă diplomatică, în primul rând, foarte, foarte atent. O să povestim câteva năstrușnicii de ale șcheienilor în perioada în care își construiau biserica. Paraclisul acesta este important, revin, este cel al Înălțării Domnului Hristos. Avem un paraclis al Înălțării, unul al Bunei Vestiri, și mai avem un alt paraclis pe care nu-l putem vizita, al Adormirii, în care construcția lui este, de exemplu, unul dintre paraclise, este așezat exact pe turnura de urcare spre clopotnița înaltă a bisericii. Are iatac domnesc, semn că domnițele veneau și erau ascunse în biserică și participau și la slujbele pe care le aveau la noi. Deci sunt reale aceste... Sunt reale. Ți-aduce aminte că noi, când a fost la Cozi, am filmat în paraclisul acela voievodal, foarte mic și restrâns, da, semn că vodă mergea la biserică. Așa era și aici. Așa era tana, și aici. Da. Și o să discutăm la un moment dat, apropo de construcția aceasta pe ciolane de voievozi. Câți voievozi, de fapt, sunt sub dalele Bisericii Sfântul Nicolae? Suntem într-o zonă în care, istoric vorbind, construcțiile de genul acesta erau foarte practice. Fiecare a adăugat câte ceva bisericii. Înainte de a exista biserica aceasta mare, au fost mai multe, observ, o construcție așa, o construcție așa. A fost foarte greu, de altfel, o restaurare la un moment dat a și distrus foarte multe din dovezi. Dar ceea ce este important pentru noi este să știm că în toate locurile acestea oamenii intrau și participau la viața liturgică. Nu sunt simple construcții de piatră, nu e o simplă iconografie, nu veneau doar să admire lucrurile, ci să se rugau în ele. Lește-te în fața acestui iconostas câte rugăciuni s-au spus, în câte nopți petrecute de oameni aici n-au reușit să construiască în esență sufletul lor prin care aveau să mărturisească. Suntem în Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica trecută a fost a Ortodoxiei. Da. Trebuie să gândim asupra lucrurilor acestora. Ele nu sunt așezate doar așa ca niște înscrisuri în calendarul ortodox. Și ce este extraordinar, că am făcut o primă ediție aici, în acest loc, în Duminica Ortodoxiei. Aici da, fără să ne fi pornit împreună. Ediția. O să ieșim din acest paraclis și mergem în cealaltă al Bunei Vestiri, care e un pic mai călduros, și să spunem acest lucru, și pentru aceea că a fost utilizat și este utilizat în foarte mare parte din timp ca o parte de diaconicon. O să-ți arăt treptele, prima treaptă pe care am coborât-o vreodată în viața mea, înveșmântat în copil de biserică, aveam vreo 14 ani și într-un târziu am fost admis în Vinerea Mare să pot duce și eu unul dintre însemnele înconjurării bisericii. Primul meu pas în veșminte bisericii s-a făcut pornind din practicul ceva. Mergem să vedem împreună. Te ascultăm povestea. Thank you.
altă bijuterie. Deci, din punctul meu de vedere, aici miroase la prescură. Deci, de aici se scoteau prescurile la bătaie când eram eu mic. Era locul în care ne înveșmântam copiii și nu în ultimul rând era locul unde deseori se spovedea. Acum, sigur că lucrurile nu mai sunt așa, pentru că e mult mai cald în Biserica Mare și lucrurile sunt așezate. Aici spune, era înveșmântar, aici vă înveșmântați? Parachisul, da, la ieșirea în jurul bisericii. De asta spuneți că ieșați cu veșmânt de aici. Acest parachis e zidit cu hramul Bunei Vestiri a Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și Pura Fecioare Maria, în zilele protopopului Florei și a protopopului Radu, Tempia, și a protopopului Teodor, Baran, adaug numele de familie, și osteneala celui mai sus zis popa Radu II Tempia. Erau și Gocima, Radu Pricup și Petru Inașul, anul 1733, 9 iulie, s-au pus temelia. Deci dacă vrei, aici e 9 iulie, da? 1730. Între 1735 și 38, pictura de, e realizată de vestiții pictori craioveni, Crisante Grigore, fratele său Gheorghe și fiilor Ioan și Mihail, cunoscuți din fresca Tismanei la 1732. Au pictat vlădeniu înainte la 1734. Pictura de pe tâmpla iconostasului e făcută în 1737 de către Gheorghe Raneti și fratele său Grigorie pe cheltuiala lui Hagi Radu, Șandru, Teodor Ciurcu, Hagi Dimitri, 1737. Iar icoanele de hram sunt realizate de Gheorghe Zugravul la 1738. Da, uite-te la frumusețea locului. Să spunem că ea nu e departe de locul în care, deci, dincolo, în spatele tău, prin zid, dacă vrei, este aghiazmatarul acela mare despre care am vorbit. Și despre care trebuie să-ți povestesc că atunci când am fost afară, fiind frig, nu mi-am amintit chiar tot, este, ți-am revin, era rocul crucii de la Cutun, peste care s-a construit în 1780-1783 o biserică de lemn care mai funcționa încă. Deci, parachisul ăsta a funcționat paralel oarecum cu biserica aceea de lemn. Și spune așa, a fost ridicat de Nicolae Ion Boghină în 1796, și pictat și reconstruit de diaconul Constantin Zugravu, care și pictează în 1755. Ce e interesant aici este că un boier Filipescu, cum ți-am spus, din Țara Românească, îngroapă în aghiazmatar pe fratele său la Brașov în 1826 și ca să se facă pace s-a făcut o lespede mare de piatră, s-a pus o cruce mare de piatră și peste aia s-a construit aghiazmatarul ca niciodată să nu se mai înmormânteze nimeni aghiazmatar. Parachisul acesta este paralel aghiazmatarului și față în față cu celălalt parachis. Cu celălalt parachis pe care l-am arătat. Și foarte aproape de celălalt parachis care proteja domnițele, ca să spunem așa, și urcarea în biserică. Dacă vrei, sunt cei doi plămâni duhovnicești ai marelui trup care este biserica Sfântului Mare a Sfântului Nicolae, da. Mergem împreună cu colegii noștri să ne închinăm și am înghețat strașnic, dar cred că merită să se vadă acest loc care nu este vizitabil foarte des, dar care rămâne pentru multe generații din șchiei Brașovului, locul de închinare pentru înainte de marile călătorii. Știu bine că aici se depunea legământul junilor odinioară. Tot în aceste parachise se făceau întâlnire dinainte de a pleca în armată feciorii și legământul pe cămașa de luptă. Lucruri care sigur că au dispărut cu timpul, dar le rămân în memoria bătrânilor. Și în sufletul lor așa este. Să intrăm să-l vizităm pe Sfântul Nicolae. Iată-ne în fața altarului catedralei. Suntem văzuși la bordul bisericii. Ați spus tare frumos că de sute, poate mii de ori ați intrat din Sfântul Altar da, aici. Adică e locul în care, cel puțin o perioadă de timp, a fost primul altar pentru care mi-a bătut inima, cam așa. Eu aici datorez mult unor preoți, ca Părintele Tașceanu Ștefan, ca Părintele Iuliu Ișa, Părintele Neamțu, care a fost sufletul meu, Victor Neamțu, care a fost părintele meu până la urmă. Apoi ceilalți toți care... Și veneați zi de zi, zi de zi, astăzi, da. Și nu era numai asta, învățai împreună cu ei, colindai împreună cu oamenii, era o atmosferă foarte plăcută. O adevărată practică liturgică a unei familii șcheene, da. Să spunem că la 1740 a avut loc montarea tâmplei bisericii, dăruită apoi bisericii Adormirea Maicii Domnului din Predeluț, la Bran, unde se află și astăzi.
pe măsură ce biserica s-a tot lărgit, am observat că noi am mers special în paraclise ca să arătăm cam cât a fost prima biserică. Că ăsta e adevărul, da. Cam atât a fost prima biserică, cam cât paraclisele acelea. Apoi s-a tot lărgit, s-a mai dus încolo, mai uit încoace, fiecare voievod a mai pus câte ceva, cel a pus ceva, celălalt a pus altceva. Da. Până că la un moment dat, cum să spunem, nu mai încăpeau. Tâmpla nu se mai întindea până în pereți. Și atunci au tot sporit tâmpla aceasta a bisericii. În 1739 știm că s-a făcut o pictură pe cheltuiala lui Kyrianaki Stana. Inventarul din 1761 arată că era pictat și pe din lăuntru și pe din afară biserica. Rămășiți au mai rămas până astăzi. Au mai rămas icoane Sfântului Petru și Pavel încadrate cu martiriul lor și cu Sfânta Treime deasupra. În 28 martie 1740, o altă tâmplă construită și care a fost dăruită în 1854 fostei biserici greco-catolice din Parcul Central al Brașovului. Ea a fost tăiată o parte din ea și decupată niște icoane pentru că biserica de acolo era un pic mai mică decât aveau ei nevoie. Se reface tâmpla pentru că se mărește cu 10 metri în lungime și în lateral biserica. Deci cu fiecare astfel de dezvoltare, tâmpla era altfel construită. Se reface de fiecare dată având fiind ajutor, fiind ctitor câțiva dintre ei. De exemplu, Cristea Hagi Petru, ajutat de soacra sa, ajutat de soacra sa, Maria Răposatului, jupân Gheorghe Lebu, pentru că oamenii nu mai încăpeau în biserică, ei tot lărgesc. Ei sunt ultimii lărgitori ai spațiului liturgic. Ultimul turn al bisericii este ctitorit în 1751 pe baza Daniei împărăsesei Elisaveta Petrovna, fiica lui Petru cel Mare. Trimite 3.000 de ruble prin protopopul lui Ostrate Grigrid, care și știa foarte bine limba rusă, făcuse școală în limba rusă pentru foarte multă vreme. Corpul bisericii se prelungește astfel la 1751 cu încă 5 metri și încă o dată cu 2 metri pentru a consolida turnul și ceasul în care avea să se așeze ceasornicul. Tensiunile cu Viena la 1746, Maria Tereza interzice slujirea ortodoxilor, țin minte momentele Bukov, e momentul în care se păstrează în tradiția orașului, momentul în care armata lui Bukov vine și amenință cu moartea, șchenii zic, stai un pic, dau alarma, îi strâng de pe toți, de pe toate văile, toate dealurile, se strâng tot, inclusiv bolnavi au fost aduși în biserică. Și în momentul în care se dă binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, începând liturghia undeva spre după amiază, se spune că se întâmplă treaba asta, Gocimanul cel Mare iese afară și spune în general, acum trage, suntem toți. Deci biserica asta la un moment dat a fost un semn al unei mari rezistențe. Mari rezistențe nu numai acum, sunt semne ale, o să ajungem la un moment dat, că spuneam că biserica a acoperit foarte multe suflete și a apărat foarte multe suflete. Judele orașului, magistratul, interzice relația cu mitropolitul de Karlovitz, ia în stăpânire Poiana Brașovului, magistratura din oraș, în 1754 și încep să o împartă între ei și să-și construie. Erau afacerii și atunci în politică locală, fi liniștit. Apoi au rog memorii, delegații către Viena, conduse de un capitan celebru în Maramureș, în Șchei. Mă duce cu gândul la rezistența de acolo automat. Ilie Birt este cel care susține și întărește poziția la Viena. Era cunoscut în armata austro-ungară. În 1758 se organizează catastiful pentru banii ce se strâng de la negustori pentru a putea să construiască și să sprijine economic. Contribuie permanent, da. Să reziste economic parohia. Societatea Negoțătorească Cutia Făcliilor, așa se cheamă, pentru susținerea bisericii. În 1761 aici este instalat episcopul Dionisie Novakovici, primul episcop sârb pentru ortodoxii din Ardeal. Alege Șcheii care ședință episcopală, dar face o greșeală. Râdeam cu Părintele Păcuraru Dumnezeu să-l odihnească tot timpul, dar râdeam pe săturate. S-a apucat să mulțumească oficialităților orașului în limba latină. Șcheienii, ți-am spus că sunt extrem de hotărâți, au zis, bravo, știi limba catolicilor, urcă-te în trăsură și îndărăt. Și l-au trimis, s-a așezat la Rășinari, lângă Sibiu și așa a ajuns mitropolia la Sibiu, de fapt. Pentru că sediul central ar fi trebuit să fie, de altfel și scrie la intrare catedrala episcopală, pentru că este instalat primul episcop după foarte lungă perioadă. O greșeală diplomatică. Mai trebuie să spun ceva, neapărat trebuie să spun ceva. La momentul în care Dionisie Novakovici ajunge episcop aici slujeau 6 preoți și 2 diaconi, erau câte o episcopie. El de a și venit încoace, pentru că structura exista de fapt și tot ceea ce însemna susținerea ortodoxilor de aici. În 20 octombrie 1781, prin edictul de toleranță lui Iosif al II-lea, vom vorbi despre el în mai multe contexte în Brașov,
Abia în 85 împăratul cere magistratului orașului Cașcheni să nu fie împiedicat în niciun fel de negoț, ca și la orice meșteșug și diregătorie în Șchei. Măcelăriile lor pot tăia oricând și orice fel de carne, crâșmarilor pot vinde orice și orice fel de băuturi. Deci îți dai seama până unde își duseseră de fapt îndepărtarea elementului românesc din zonă. În 8.000 de munteni sunt găzduiți aici în 1821, în timpul Revoluției lui Tudor. Despre asta vreau să spun. Aici și pe Tocile aveau să fie găzduiți efectiv în casele oamenilor, mai mult de 8.000 de oameni. Parte dintre ei vor participa la slujbele de aici, se vor încuscri la un moment dat. În 1838 se construiește un nou acoperiș a un anvon și o strană arhierească. În 1847 un nou iconostas potrivit cu tâmpla, un catafalc acoperit deasupra a Sfântului Prestol în Sfânta Sfintelor. Aici, din nefericire, nu s-a mai păstrat, îl vom vedea la biserica Sfânta Treime Grecile, a grecilor, cum se cheamă până astăzi. Apoi, în 1856, actualul ceas este adus de la Carnz din Germania. Încercarea din 1870 de a înființa o tipografie eșuează. Pe de altă parte, trebuie să știi că Sfântul Nicolae este biserica care ajută cel mai mult la dezvoltarea actualului colegiu Andrei Șagun a școlilor greco-ortodoxe din zona. În 1940-46 are loc o refacere care, din nefericire, distruge cam, adâncește până la aproape un metru, dar distruge foarte mult un strat de rezervă arheologică pe care l-am fi putut folosi foarte bine astăzi. Se construiesc 96 de strane sculptate de Moise Șchiopul. Pictura este aceasta pe care o putem astăzi admira. Este realizată de Costin Petrescu și studenții de la Belle Arte de la București. Tâmpla este această lucrare, este a lui Ieronim Bălinoiu de la izvorul Mureș. Este aurită de Dumitru Rădulescu. Anvonul, strana voievodală și cea arhierească sunt făcute de sculptorul Grigore Dumitrescu. Sub comuniști, trebuie să spunem și asta, au fost ascunse două tablouri și asta, ca să vezi ingeniozitatea celor din Șchei, au fost ascunse două tablouri, aceea lui Ferdinand I, în coronării lui Ferdinand I, transformat de Eftimie Modâlcă, fii atent, era pictor brașovean și lângă el era Regina Maria. I-au pus barbă Reginei Maria și au zis că sunt doi sfinți militari care sunt prăznuiți în biserică. Barbă care a fost dată jos după Revoluție. Undeva chiar la intrarea în biserică, în dreapta, este o pictură a majestății sale Regina Mihai I, care era acoperită cu o dveră. Tata în copilărie, cu un prieten foarte bun de-a lui, s-au jucat, făceau curățenie, era renumitul cântăreț, domnul Urzică, o voce extraordinară, se spune că el cânta de aici din țară, s-a dat până în Piața Prundului când citea Apostolul, dar era un tip foarte apreciat de copii, prieten cu copiii. De. Și pentru că ei erau copii orfani și aveau, cât creșteau cu greile, mai scăpa și cât un leuț. Și i-a chemat să-l ajute să facă curățenile, să ștergea în sâmbătă seara, se făcea perfect pentru a doua zi. Ăștia doi s-au apucat și au șters praful și a căzut perdeaua aceea grea, de pe imediat au închis ușile, au răpus perdeaua, nu mai știu ce au făcut a doua zi de dimineață, era totul în regulă, erau acoperit regele Mihai și regina mamă, totul era tihnit, dar le-a atras atenția să nu mai umble niciodată. Așteptând descoperirea de după... Da, să nu mai umble niciodată în jur. Pe de altă parte, trebuie să mai spun ceva. Că pe lângă toate cele despre care noi am povestit, trebuie să știi că în locul acesta a început cimitirul, de fapt. Ceea ce vedem în cimitirul lărgit al Sfântului Nicolae a început undeva de sub spațiul acesta liturgic, sacru al Sfântului Nicolae. Se bănuiește că aici sunt mormintele lui Laiotă Basarab cel bătrân, fiul lui Dan cel Mare, 1480. Doamna Soltana, soția lui Petru Cercel, fiica lui Mircea Ciobanu, călugărită între timp. Doamna Păuna, soția lui Ștefan Cantacuzino. Aga Constantin Bălăceanu, pretendent la tron și care moare la Zărnești în 1690, în timpul unei bătălii. În 16 martie 1770, aici avea să fie mormântată Maria, fiica lui Enechiță Văcărescu. Tot în interior au fost înmormântați la vremea moților protopopul Vasie, fratele lui Constantin, protopopul Petru Șoanu, autorul primului almanach calendar din istoria României, protopopul Florea Baran. Cimitirul avea să se lărgească foarte mult. Se construiește un zid dinspre strada Constantin Lacea, între Constantin Lacea și Costiță, pe la 1777, iar în 1882 grădina de după șopronul vechi devine cimitirul de azi. Deci o parte era foarte aproape de cimitir și cealaltă era exact după zid în partea în care se construiește și astăzi această taină a așezării oaselor la temelia cerului. Într-un fel sau altul, observi, am zis toate aceste date,
cu disperare în rostile lor și pentru a ne aduce aminte cât de departe vine corabia aceasta pe furtunile istoriei române. Din vremuri. Aproape imemoriale. Din punctul meu de vedere, 1292 este foarte departe. Când am intrat și ne-am închinat la icoana Sfântului Ierarh Nicolae, ne-a spus cuvinte și despre e o icoană specială, pentru că acolo ne rostea și când eram eu mic, mai trăia nenea care povestea. În una dintre cărțile mele, Ogorul cu Ungeri, am povestit acolo despre povestea unui om care avea propriului birt și care avea aproape să-și piardă viața la o întâlnire la podul Dracului cu cel al cărui nume îl poartă podul. Dar Sfântul Nicolae, pe care îl saluta în fiecare seară, s-a desprins din troița ce este zidită pentru amintirea lui și l-a salvat, el schimbându-și inclusiv atunci culoarea părului și a ochilor. L-am prins bătrân, foarte bătrân, era încă în viață, nouă nu ne mai povestea cu atunci acela spor, dar tata spunea că din copilăria lui omul povestea cu sporul acesta. Într-o vreme, cred, memoria mea păstrează momentul în care purtat de juni a fost adus să fie înmormântat în cimitirul din Nișchei. Sunt icoanele acestea făcătoare de minuni, sunt foarte multe moaște, multe dintre danii voievodale. Biserica aceasta a reprezentat pentru românimea din Nișchei Brașovului, cum să spunem, poarta spre rai și a rămas poarta spre rai în continuare. Și ne uităm și de faptul că sunt mulți care vin, trec pragul bisericii, se închină copii foarte mulți. Numai asta face diferența dintre o biserică muzeu și o biserică vie. Aici se slujește. Suntem într-o biserică, nu, ale cărei rădăcini în construcție sunt de la 1495 atestate foarte limpede, în care continuăm să slujim. Și mulți turiști care vin și se bucură de frumusețea Brașovului și ajung și aici în Nișchei și este un reper pentru toți cei care ajung. Eu zic că este efigia unei libertăți. Gândește-te că într-o vreme în care totul în jur părea că se dărâmă, biserica stătea în picioare și le spunea românilor că se poate. Părinte, a fost o poveste extraordinară pe care ne-a spus-o condensat în două emisiuni. Știu că vom continua povestea noastră aici în Nișchei Brașovului și ne-ați promis câteva cuvinte și de despre la biserică școala, mergem la școală. La școala să ne învățăm, românească prima să învățăm, de aici. Dar asta în duminicile următoare, le promitem. Să spunem încă un lucru, poate fundamental. Construcția istorică a bisericii încă poate fi cercetată. Sunt documente, sunt istorii nespuse, sunt cărți nescrise despre această minunată făurire a iubirii lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Într-un fel sau altul, desprinsă din dealul Tâmpei, că nu e un munte, din dealul Tâmpei și păstrat aici în mijlocul oamenilor, suntem între doi munți, unul de duh și unul de materie, în bucuria aceasta a slujirii credinței lui Dumnezeu. Și mulțumim Sfântului Nicolae că ne-a binecuvântat cu bucuria aceasta de a-L descoperi aici, la Nișchei. Doamne ajută! Salut!